Argeșul și Mușcelul s-au întâlnit cu Banatul la Praga, în Cehia, acolo unde a fost organizat evenimentul Zilele Portului Tradițional Românesc. Meșteri populari au arătat românilor din Praga și nu numai bogățiile lăsate în lăzile de zestre de către bunicii și străbunicii noștri mușceleni, argeșeni și bănățeni. În plus, au fost organizate și mici momente artistice. Copiii, dar și adulți, au participat la ateliere de meșteșuguri uitate în timp, cusut, țesut, confecționarea păpușilor. Acestea au fost susținute de meșterii Școlii Populare de Arte și Meserii din Pitești, Viorica Olivoto, Marilena Iosifaru, Flori Buia, Izabela Ion și Alexandrina Petrescu. Evenimentul organizat în perioada 30 iunie-3 iulie au participat numeroase personalități, printre acestea numărându-se un grup de peste 10 ambasadori din Irlanda, Croația, Slovenia, Georgia, Thailanda, Brazilia, Coreea, Africa de Sud și Tunisia. Acestea au participat la eveniment la invitația excelenței sale, doamna ambasador Antoneta Barta. Zilele Portului Popular Românesc s-au încheiat cu un food fest, unde și românii, dar și vizitatorii străini, au degustat mâncărurile gătite de românce.